ziua, elevi! Mă numesc Mihalcean Daniela și vă invit la o lecție virtuală de matematică în care vom învăța lucruri noi și, totodată, vom aplica cunoștințele dobândite de voi în alte domenii. Să începem cu veverița Rița. Haideți să o ajutăm să stringă ghindele, iar pentru asta trebuie să rezolvăm exercițiile și apoi vom descoperi tema lecției de astăzi. Să începem! 9 minus 3 este egal cu 6, 5 fără 1 este 4, 6 și încă 2 face 8, 8 cu 2 este egal cu 10. Dacă din 6 scadem 3, obținem 3, 8 și încă 1 face 9. 10 fără 3 este egal cu 7. 8 minus 3 este egal cu 5. Bravo, sper că v-a reușit. Acum vedem că fiecare număr este însoțit de o literă. Pentru a descoperi tema lecției, haideți să le aranjăm în ordine crescătoare. Deci, înseamnă că de la cel mai mic număr la cel mai mare. Să vedem care este cel mai mic număr. Corect, 3. După 3 urmează 4, după 4 urmează 5, apoi 6, 7, 8, 9 și 10. Haideți să citim tema lecției de astăzi. Deci, astăzi vom rezolva probleme și anume probleme de aflare a sumei. Problema, după cum știți, este o istorioară în care ceva se cunoaște, condiția problemei, și ceva nu se știe, întrebarea problemei. Haideți să rezolvăm o problemă. În autobuz erau 7 călători. Au urcat încă 3 călători. Câți călători sunt acum în autobuz? Deci, haideți să vedem care este condiția problemei. Citim încă o dată, dar doar condiția problemei. În autobuz erau 7 călători. Au urcat încă 3 călători. Haideți să subliniem condiția cu verde, deoarece este ceea ce se cunoaște în problemă. Acum haideți să citim întrebarea. Câți călători sunt acum în autobuz? Aceasta este întrebarea problemei și o subliniem cu roșu. Observați literele de pe frunzulițe. Corect, ați înțeles, sunt primele litere a cuvântului întrebare și condiție. Acum, vedeți pe frunzuliță o literă. Cum credeți? Ce înseamnă ea? Corect, este schema. Acum trebuie să scriem schema problemei. La început, călătorii în autobuz erau, apoi au mai urcat. Deci, cuvintele cheie sunt erau și au urcat. Lăsăm două pătrățele de la începutul rândului și scriem cu litera mare erau, apoi peste un rând scriem la fel cu litera mare au urcat. Deci, cuvântul au urcat este mai lung. De la el lăsăm un pătrățel liber și punem trei punctișoare. Ne urcăm în dreptul cuvântului erau și în pătrățelul corespunzător la fel scriem trei punctișoare. Haideți să completăm schema. Știm câți călători erau în autobuz. Da, știm, scriem 7 ce călători. Știm câți călători au urcat. Da, știm, scriem 3 călători. Acum, până acum în schemă am arătat condiția problemei. Cum o să arătăm întrebarea? Corect, desenăm acolada și scrie semnul întrebării călători. Observăm următoarea literă de pe frunzuliță. Cum credeți? Ce ar însemna ea? Corect, rezolvarea problemei. Scrie la mijlocul rândului cuvântul rezolvare. Acum vom rezolva problema cu ajutorul triunghiurilor. Desenăm tot atâtea triunghiuri maro câți călători erau în autobuz. Desenăm câte? Corect, 7 triunghiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunt triunghiurile care arată câți călători erau în autobuz. Acum să desenăm tot atâtea triunghiuri câți călători au urcat. Desenăm 1, 2, 3 triunghiuri. Acum cum putem răspunde la întrebarea problemei? Corect, trebuie să numărăm toate triunghiurile la un loc. Haideți să le numărăm. Câte sunt? 7 și încă 3 face 10. 7 triunghiuri și încă 3.
Cum vă scrie aceasta prin exercițiu? Corect, scriem 7 plus 3 este egal cu 10, între paranteze ce punct. Plus înseamnă și încă, iar egal face. 7 cu 3 face 10 sau 7 plus 3 este egal cu 10. Observăm următoarea literă. Este litera R. Cum credeți? Ce ar însemna ea? Corect, este răspunsul problemei. Haideți să ne amintim ce se întreba în problemă. În problemă se întreba câți călători sunt acum în autobuz. Acum în autobuz sunt 10 călători. Scriem răspunsul scurt, 10 ce punct, punct. Acum vă propun să modificați condiția problemei astfel încât răspunsul să fie cu 1 mai mic. Cu 1 mai mic înseamnă operația de scădere. Deci, dacă acum am obținut 10 călători, sunt acum în autobuz, acum trebuie să obținem 9. Acest lucru putem face în două moduri. Sau modificăm numărul de călători care au urcat în autobuz sau numărul călătorilor care erau în autobuz. Deci, observați în imagine. În primul caz am modificat numărul de călători care erau. În loc de 7, am scris 6. În al doilea caz am modificat numărul călătorilor care au urcat. În loc de 3 am scris 2. Copii, observați personajul din imagine. Îl cunoașteți? Corect, este Nătăfleață, un băiețaș care câteodată din neatenție face unele greșeli. Nătăfleață a compus niște probleme. Haideți acum să citim problemele și să corectăm greșelile lui. Pe ram erau 2 porumbei. Au mai venit încă 2 porumbei. Copii, cum ar suna întrebarea problemei? Haideți să o formulăm împreună. Câți porumbei sunt acum pe ram? Haideți să citim următoarea problemă. Acușor a găsit 3 ghinde. Câte ghinde au găsit acușor și ghimbușor? Putem rezolva această problemă? Sigur că nu. Nu cunoaștem una din datele problemei. Cum putem? Haideți să completăm problema astfel încât să o putem rezolva. Acușor a găsit 3 ghinde, ghimbușor a găsit 2 ghinde. Câte ghinde au găsit acușor și ghimbușor? Bravo, copii, sper că v-a reușit. Pentru acasă vă propun să formulați întrebarea problemei și să o rezolvați. Eu îi dau citire o singură dată, iar voi formulați întrebarea. Pe lac erau 6 lebede, au mai venit încă 2. Rezolvați această problemă. Lecția a luat sfârșit. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc succes în continuare. O zi bună!